polemicile pe marginea proiectului de lege care prevede schimbarea sintagmei limba moldovenească în limba română au continuat și în ședința de astăzi a Parlamentului. Acestea s-au declanșat după ce deputata BCS Inga Sibova a citit declarația lui Vladimir Voronin, care anunță că BCS va boicota ședințele legislativului până la expunerea Curții Constituționale. Sunteți niște cozi de topor, a fost replica președintelui Parlamentului. Prin prezentă, declar neparticiparea la lucrările plenare ale Parlamentului Republicii Moldova în semn de protest politic. Posibilitatea încetării protestului va fi luată în considerare după decizia Curții Constituționale. Vladimir Voronin, deputat în Parlament, 17 martie 2023. Replica președintelui Parlamentului nu s-a lăsat așteptată. Acesta i-a îndemnat pe cei 4 deputați din BCS, care au și cetățenie română, să renunțe la ea, calificându-i drept ipocriți. Rugați-vă, vă rog, cei 4 deputați dumneavoastră care au cetățenie română să ducă repede azi la ambasadă, că funcționează. Să-și depună cetățenia și să nu fie ipocriți și fățarnici. Cozi de topor o să rămâneți în istoria omenirii. Cozi de topor. Da, ei știu că sunt trădători. Au urmat comentarii și din partea altor deputați majoritari. În 2005, domnul Voronin s-a declarat comunist pro-european. Și țin minte ziua de 19 ianuarie 2005, când, de dragul accederii la putere, domnul Voronin s-a sărutat voluptos cu unionistul Traian Băsescu. Atunci nu i-a încurcat acest lucru, deoarece vroia la putere. Mulțumesc! Domnul președinte, eu am intrat în sală și am văzut numai vreo doi. La un moment dat credeam că i s-au dus să-l caute pe Nestorovski prin vie. Știți, nu? Când auzi numele Voronin, el se echivalează cu corupția din Republica Moldova. Toți bandiții ăștia, începând de la Plahotniuc, știți, fix ca în pasajele biblice, știți cum Isaac l-a născut pe Avram, Avram l-a născut. Așa exact acest tartor a banditismului și corupției în Republica Moldova i-a născut pe toți, începând cu Plahotniuc, cu Reidman. Aici, la rândul lor, l-au născut pe Platon și Platon și pe alții l-au născut pe Șor și tot așa mai departe. Să fie clar că noi avem o datorie față de acest popor, ca să ne dăm seama ce limbă vorbim, să ne dăm seama unde trebuie să ajungem alături de toată familia europeană, să ajungem alături de lumea care își dorește să trăiască în pace. Nebănuite sunt căile unora și niște, poate într-un final, da. Noi am luat o decizie întârziată, dar curajoasă și foarte corectă. Și poate, bine, cei care apreciază, apreciază acum. În timp și ei o să aprecieze, sunt sigur. Ei deja apreciază, numai că ei sunt ipocriți, pentru că își trimit copiii la studii în România. Își trimit copiii, dar cei mai bănoși îi trimit mai departe, pentru că vor studii europene. Să gândesc la viitorul copiilor lor. Și asta e bine. În timp, poate copiii s-au întoarce înapoi și o spune, auzi, tătăi, tare rătășit mai erai în 2023. Nu mai spune la nimeni ce ai făcut, că mă faci de rușine. Nepoții o să vorbească mult mai corect. Eu sunt sigur de lucrul ăsta. Deci, scuzați intervenția, le-am spus, duceți-vă și vă depuneți cetățeniile, cei care bravați cu ele sau mergeți și beneficiați de toate favorurile care vă le dă statul român, toate favorurile care vă dă Uniunea Europeană. Că nu vă văd pe malul Baikalului să vă bronzați sau pe Sahalin, cumva, la cumpărături. Deci sunt destinații interesante. Ulterior, deputații au ținut un moment de reculegere în memoria deputaților primului parlament care au luptat pentru limba română. Pentru cei care în 90, în 80 au aprins făclia asta și nouă ne-a revenit sarcina, acum să o ducem la bun sfârșit.